Neața tuturor, a fost un bac al contrastelor, putem spune. Dacă a scăzut numărul elevilor care au promovat bacul anul acesta, a crescut numărul celor care au luat medii de 10. Le spunem felicitări și mă bucur că astăzi stau și eu lângă doi care au reușit 10-le perfect. Sunt de aici, de la Liceul Mihai Viteazul, singurii doi elevi care au luat astăzi, care se pot mândri astăzi cu medii de 10. Bună dimineața, Mihnea și Daria! Bună dimineața! Bună dimineața! Superbe mediile acestea. Cum de ați reușit să obțineți așa punctaj frumos la bacalaureat? Consider că a fost o muncă constantă pe parcursul celor 4 ani și aceasta a fost răsplata de la finalul ciclului de liceu. Și eu cred că munca a fost cheia în care m-a ajutat să iau media asta, plus că am fost foarte motivată să obțin un rezultat bun la bacalaureat. Am înțeles că voi știți deja ce veți face, ați făcut calculele. Tu, Mihnea? Eu voi opta pentru Academia Tehnică Militară în domeniul calculatoarelor. Am admiterea săptămâna viitoare, emoțiile nu s-au terminat încă pentru mine și sper că voi continua cu un rezultat la fel de bun ca la bacalaureat. Rămâi deci în România, felicitări, aici se dă lupta cea grea. Nu spun că Daria nu ar avea muncă grea în afară. Eu voi pleca în Marea Britanie, la Universitatea din Cambridge, unde o să studiez științe. Chiar ieri am aflat că pot merge acolo pentru că mi-am îndeplinit condiția de medie de la bacalaureat. Vreau să vă strâng mâna, poate să ia succesul. Felicitări, dragi elevi. Am o gașcă mare cu care vreau să vorbim astăzi despre rezultatele de la BAC și eu am alături de mine și pe doamna inspector general al municipiului București, Ioana Mihaela Neacșu. Spuneți-ne cum au fost rezultatele de anul acesta din București. Acum, într-o primă etapă, rezultatele au fost similare celor de anul trecut. Avem un procent de aproape 73% promovabilitate. Sperăm ca el să crească după contestații, așa cum de regulă se întâmplă, la București cel puțin. Anul acesta avem niște rezultate mai speciale în sensul următor. Am avut din cele 118 licee și colegii naționale în care s-au susținut examene, un număr de 28 de unități au avut procentul de promovabilitate mai mare de 95%. La București există la acest moment 4 licee, colegii naționale și licee, care au un procent de 100%. Pe primul loc este situat Colegiul Național Mihai Viteazu, gazda noastră de astăzi, și profit de ocazie să-l felicit pe domnul director și întreaga promoție, pe toți profesorii școlii, pentru aceste rezultate de excepție. Felicitări, domnule director, și felicitări elevilor dumneavoastră. Spuneți-ne cât de bine stați, dați-ne cifrele ca să înțelegem ce înseamnă ca niciun elev din acest liceu să nu pice bacul. Da, deja ne-am obișnuit aici în Colegiul Național Mihai Viteazu ca promovabilitatea la BAC să fie de 100%, numai că statistica uneori ne ajută, uneori ne păcălește. 100% în Mihai Viteazu înseamnă, de fapt, 298 de elevi care au promovat BAC-ul integral și pot să spun că este cea mai mare promoție din București, dacă nu chiar din țară. Așa încât sentimentul de mândrie este uriaș, iar bucuria pe care o resimt chiar eu față de acești elevi care au terminat astăzi liceul este foarte, foarte mare și felicit pe toți. Pentru că rezultatele astea vin ca urmare a 4 ani de muncă și credeți-mă că Mihai Viteazu se muncește. Adică încercăm să menținem un nivel cât de cât ridicat. Cum au fost subiectele de anul acesta? Subiectele de bacalaureat în general nu sunt dificile, nici nu trebuie să fie dificile, deoarece ele reprezintă o finalitate, o valoare a unei finalități de școală. Dar anul acesta, fără să fie grele, apreciez faptul că au fost puțin mai subtile, adică se puteau lua note lejer de 7, poate chiar 8, dacă elevii ar fi fost atenți 4 ani zi de zi la școală, dar pentru nota 9 și 10 au fost niște subtilități de teorie pe care cei care le-au stăpânit au beneficiat de ele și au luat nota 10. Mulțumim tare mult, felicitări elevilor, însă lupta continuă pentru cei care au depus contestații ieri și așteaptă acum rezultatele lor. Acestea vor fi publicate pe 13 iulie, însă pe 15 iulie începe a doua etapă de înscrieri pentru bacalaureat. Le urând succes și celor care îl vor da în toamnă. Cam atât pentru moment. Vă las acum. Mulțumim tare mult!